Ne-am întors pentru ultima parte a emisiunii. Vă reamintesc o ediție specială dedicată unui subiect pe cât de sensibil, pe atât de important. Relația noastră cu Biserica Ortodoxă, Biserica majoritară în România. Relația noastră cu preoții. Relația preoților cu noi. Haideți să ascultăm, sunați-vă între voi, merită. Să ascultăm acea bucățică, am ales din 20 ceva de minute de înregistrare, făcut aproape golănește de băiatul ăla cu pomohaci. Am selectat aproape 3 minute. 3 minute care spun totul despre ce înseamnă să fii unul dintre preoții părâți ai Bisericii Ortodoxe Române într-o relație absolut hidoasă cu unul care face sex cu bărbați. Dar eu știu că nu ești un copil care să fii prietenul polițiștilor. Știu lucrul ăsta. Încă o dată știu lucrul ăsta și ești prea sensibil. Păi eu sensibil. Ești prea sensibil. Și asta cred că sensibilitatea. Dar ești un bărbat frumos. Sau nu știu ce. Că nu ești... Ești frumos, Felicu. Nu abri nimic cu că ești. Ești. Dacă te faci totodată și faci așa, nu e atunci... Regutez. Nu ești regut, ești frumos, mă. Ești frumos. Regutez. Frumos. Frumos, frumos. Ești frumos. Știi, așa, nu. Dar nu prea. Ne mai vedem, ne mai vedem. Ne arăt, nu ne arăt. Păi o să vă arăt. Dar nu așa, așa e că e iurea și așa. Când? Trebuie. Când? Săptămâna asta. Da, la tine am ochi spălat. Acum? Da, sigur. Vreau ciocanul? Nu, uite, la trival mă refer la... Nu, în loc să zic ciocan, poți să zic. Nu știu, poate... Nu, dacă zic că spreu, poate vreau să-mi zic nașpa. Dacă zic în loc de ciocan, să zic nu. Să zic ciocan, că eu știu ce înseamnă ciocan. Nu, știu că trebuie eu. Nu, sau cu dumneavoastră încerc să am relație cu dumneavoastră sau să fie bine, vreau. Dar am și eu nevoie de ajutor, nu știu de ajutor neapărat. E un sprijin de ceva, de... Încă o dată, nu o să fii niciodată fără să nu fii remunerat pentru ceva. Dar depinde ceea ce știi să faci. Până când, încă o dată, deci dacă între noi o să fie Flaviu, nu mă atrag. De exemplu, facem sex. Și tot este pentru sex. Dacă între noi să fie o relație de prietenie, atunci eu știu ce am de făcut pentru tine. Deci nu o să trebuiască să mă ceri tu sau să-mi ceri tu sau să mă cauți tu, că știu eu ce am de făcut pentru tine. Da, dar eu... Numai ce ești tu? Nu, că eu dacă știu că am atunci așa... Am, nu că dacă știu. Când am nevoie de bani, uite și acum nu am, eu ce să zic? Să vin acum, stau, mă duc și tot așa sunt, tot în aceeași situație. Tot n-am. Cum adică? Nu înțeleg. Nu, uite, de exemplu, acum n-am niciun bani și ne-am văzut, ne-am ăstea, ne-am... Nu lăsa și nu ăsta, că nu ne-am lăsat nimic. Păi nu ne-am ăsta, nu, dar... Nu, că eu știu, mă arăt ceva sau m-ați sărutat, ăsta, eu știu. Ăsta, ce-am sărutat? Păi ăsta nu se numește sărutat, că ce-am sărutat eu, mă, copile. Nu, zic că e, sincer, nu, sunt acolo, nu trebuie. Să le faci dacă trebuie să le faci. Dacă vrei să produci ceva, învață deja, închizi ochii, tremuri, nu știi ce faci, a doua oră nu mai ai trecut peste pragul ăsta. E asta, că vezi niște trepte pe care trebuie să ducești, până te înveți, când te înveți, până vezi stagiile astea pe care trebuie să le treci. Acum ai emoții, deci nu o să le poți trece. Că ai emoții și ești așa încordat că nu știi cum o să fii. Nu neapărat, că nu știu, că chiar n-am să mă tem de noastră sau așa. E vorba de ce mut, copile, că eu păi e vorba asta de starea asta, că nu vreau să vă fac, să vă simțiți prost sau să vă... E chestia... Mai prost de cum sunt, nu mă pot face. Da, nu, e vorba deci, de simțit. Deci cum sunt, nu mă pot face, deci nici cum nu. Ne-am întors. Maria din Italia e pe telefon. Te rog frumos, Maria, stai un pic. Știu că ești din Italia, long distance call, dar vreau să arăt aici la plasmă ce vedeți oameni buni, ce vedeți, dacă vă vine să credeți. L-ați ascultat pe preot, da? Mă rog, pe preot. Pe pomohaci, că nu mai pot să-i spui că e preot. Nici popă, nici preot, nici nimic. Un pedofil. L-ați ascultat, negocia cum e, m-am sărutat, nu m-am sărutat, îți dau banii cu ciocanul, cu astea. Ăștia 300 de aici... Mamă, ce titlu, 300, ca ăia de la Termopile. Ăștia 300 de oameni au venit în curte la Alba Iulia, în curtea Arhiepiscopiei. Ce credeți că au venit ăștia să facă? Să-l susțină pe pomohaci. Era chemat la judecată de către înalt prea sfințitul, da? Și oamenii ăștia au venit să-l susțină
Pe ăla pe care l-ați auzit că negocia o partidă de sex la, la înregistrarea cu, așa zisa victimă, cu băiețașul ăla de 17 ani. Bine, să rămână în Italia, Maria, ești în direct. Bună, domnul Bărbo. Te ascult. Eu nu știu că nu vreau să jignesc pe nimeni, nu sunt ăla care se judec. Dar o spurgăciune ca asta ar trebui castrat. A, ce ai făcut, Bobiță? Nu judeci, dar să-l castrăm. Păi, Maria, l-ai judecat și l-ai și condamnat la castrare, cum așa? Nu, absolut. Deci eu nu știu cum să vă explic. Mie îmi face orare chestiile astea cu copii, cu femei în vârstă, cu fete mici. Lume fără niciun pic de apărare. El e preot, dar nu știu în ce mod. Spune-mi, tu acolo în Italia unde stai, te duci la biserică ortodoxă sau la catolici? La niciuna dintre ele, pentru că nu-s cu liber. Deci am program fără liber și n-am cum să mă duc. Nu pot să cred că... Cum adică fără liber? Așa bine, deci așa am convenit. Tu muncești non-stop așa? Nu, am cele două ore de peste zi, mai am câte o zi liberă, dar e zilele de peste săptămână în care nu e biserica deschisă? Nu. Foarte aici, pe tare. Zona unde sunt eu, nu e o biserică românească, dar... Nu știu cum să vă spun. Bine, te întreb altfel, Mărie. Dacă ar fi fost biserică și ai fi avut duminica liber, te-ai fi dus acolo? Absolut că m-aș fi dus. Acasă, când erai în România, din ce parte a țării ești? Din județul Mureș, de lângă Târgu Mureș. Taman din Mureș și ești și băiatul ăsta pe moha acesta. Spune-mi, acasă când erai, te duceai la biserică, la slujba de duminică? În momentul în care am posibilitate, pentru că am pe mama în vârstă și bolnavă, mă duc cu drag, pentru că noi avem un preot cu dar și cu har. Preotul nostru sfințește locul. Foarte frumos. Bravo. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mă bucur să aud. Sfințește locul. Mă bucur să aud. Și eu nu fac diferență între religii. Pentru mine e același lucru. Să-i roagă toată lumea la același Dumnezeu, părerea mea. Tu acum, că ești într-un loc străin, ești printre străini și nu ți-e ușor în Italia, muncești, da, cum bine ai spus, muncești din greu și ai liber când și când. Întrebare. Te simți mai departe de Dumnezeu? Nu. Bravo. Bravo. În primul rând, pentru că eu mă rog singură, mai mult decât atâta, preotul de acasă, la Sfânta Slujbă, să roagă și pentru mine și pentru copiii mei. O, ce frumos. Mă bucur să aud. Deci nu, absolut nu. Deci ăla al vostru de acasă e chiar un păstor de turmă, un păstor adevărat. Nu vreau să supăr pe nimeni, iar noi suntem trecuți pe religia lui tăticu la catolicism. Am fost și la ortodoxi, majoritatea vieții, dar dacă te zic înainte să moară ales așa, ne-am dus toți în partea lui. De aia suntem copiii lui. De altfel, dar sunt și la noi o parte dintre preoții ortodoxi care fiecare cum crede, așa face. Am înțeles. Bine, Mărie. După cum face și cu Mohaci. Bine, Mărie, îți mulțumesc mult pentru telefon și pentru că acolo în Italia vă uitați la emisiunile noastre aici la B1 TV. Mergem la Galați. Salut, Andrei, ești în direct. Bună ziua! Bună ziua! În primul rând trebuie să vă spun că eu sunt preot ortodox. Mă bucur să aud. Și am urmărit emisiunea de la început. Și asta ce să vă zic, trebuie să vă spun că dacă înregistrarea este reală și vocea de acolo este a acestui domn, este strigător la cer, într-adevăr. Lăsând la o parte o eventuală omire și așa mai departe, dacă este real, este mizerabil, pentru că genul ăsta de oameni îndepărtează oamenii de Dumnezeu în ultima instanță. Mai repede aș spune, Andrei, că îi îndepărtează de biserică, nu de Dumnezeu. Da, dar știți ce se întâmplă în viață? Omul este înclinat spre păcat, omul are tendința de a... Toți suntem păcătoși. Da, categoric. Dar omul de rând, în clipa în care vede așa ceva, zice, dacă și ăsta face, înseamnă că e ok. Se poate gândi și în felul ăsta. Și atunci, prin această deducție, preotul este vinovat. Așa cum spunea Hristos că este vai de cel prin care vine ispita. E un aspect important aici. De acord, de acord. Eu sunt perfect de acord cu tine. Mă bucur că la telefon e un preot, mă bucur că ai prins o legătură telefonică, dar mă pui în situația foarte delicată de a nu putea să-ți spun anumite întrebări pentru că ești parte, cum să zic, ești cotă parte. Adică, de exemplu, nu, te-aș... Nu.
Dacă n-ai fi preot, te-aș întreba și pe tine, te-aș întreba și pe tine ca pe ceilalți. Preotul la tine în parohie e mai mult pe bani, pe interes sau e mai mult pe har? Eu pot să vă zic mult mai bine, mult mai clar despre preoți, pentru că sunt în interior. Și vă pot spune că, fără să dau procente, sunt preoți care sunt pentru bani exclusiv, sunt preoți care sunt de rând, care au nevoie de bani ca să trăiască și, știu eu, fac o echilibristică între a câștiga un bănuț pentru a-și întreține familia și a trăi decent, dar fără să fie nesimțit în sensul de a băga mâna în buzunarul omului. Mie îmi place să zic că replica mea preferată ca preot este, când omul mă întreabă cât mă costă, este cât puteți sau cât doriți. Pentru că, așa cum am cu domnul părinte, dar totuși cât costă serviciu? Și am zis, nu pot, ca o femeie care are pensie 2 milioane, să aștept de la ea cât aștept de la unul care e 80 de milioane. Nu? E diferență între cei doi. Pe de altă parte, să știe că în general cea cu 2 milioane va da mai mult decât la cu 80 de milioane, dar astea sunt chestii care... Dar lași omului libertatea de a-și, de a-ți aprecia fie serviciul pe care îl faci. Și în chestia asta eu am câștigat foarte mult la mine în parohie, în sensul că oamenii știu că sunt punctual și că nu cer niciodată. Și este momentul ăla, de la pomană, de la... Te ridici de la masă și sunt preoți care întind mâna sau să duc și cer bani, eu mă ridic, zic sănătate, la revedere. Și dacă, și dacă îți dă bine, dacă nu îți dă iarăși bine. Exact, bineînțeles. Și vă spun că am plecat de multe ori și omul nu era pregătit, nu avea bani. Și am plecat acasă și a venit a doua zi, părinte, că ați plecat și nu ați luat niciun bani. Zic, dom'le, eu am venit și mi-am făcut datoria. Matale, dacă vrei să plătești, plătești, dacă nu. Faptul că eu sunt chemat este deja o plată în sine. Că oamenii încă mai fac tradițiile, mai respectă ceea ce trebuie să respecte un om în... Plata asta este suficientă. Andrei, eu te ascult, că... te ascult cu mare, cu mare atenție. Foarte rar mi-a fost dat să discut în emisiunea pe care o fac taman cu cineva vizat de subiect. Adică acum discutăm despre preot și la telefon e un preot. E foarte bine așa. Întrebare. Întrebare. Da. Ce să creadă o familie care apucă pe calea bisericii ascultându-te pe tine și nești... Și tu ai vorbit cu multă mă și surprinde. Pentru că dacă te identifică ăștia de la înalți preasfințiții, fețele, înaltele fețe de la Galați, te vor arde ca pădracii răi, crede-mă ce spun. Dar mă rog, sper să nu te identifice. Sau să nu te cheme Andrei. Ideea e așa, ce se creadă o familie când se apucă să meargă către calea bisericii, către rugăciune, către credință, când aude un preot la emisiunea lui Barbu spunând, da frate, sunt preoți care nu fac decât pentru bani, n-au nicio treabă cu cele sfinte și sunt preoți care o fac și fără bani și... Ce să creadă? De unde știu eu ce găsesc la altar? Știi ce se întâmplă? În viață nu știi niciodată de ce găsești. Când te însori, nu știi cu cine te însori. Nu? Foarte tare. Foarte tare replică. Nu ai cum să știi. Există un instinct, există Dumnezeu deasupra tuturor, există un bun simț al omului care simte golanul de, din fața lui, în ultima instanță. Sunt unii care au, dacă cazul ăsta e real, au... Puterea asta drăcească într-un fel de a păcăli masele, de a îmbârliga, de a le oferi fel de fel de chestii de astea murdare și de a-i manipula. Pentru că oamenii sunt sensibili și sunt uși. Eu le zic, mulți vin la mine, părinte, a venit o pereche de tineri că să vă dezbrăcați pe noi, că așa zic, bă băieți, cu ce să ne dezbrăcăm, ce să facem chestii de astea, ori știu eu din ego mediu. Doar vă citiți din Biblie. Spovediți-vă. Preotul este în spovedanie un psiholog. E nevoie de preot. Pentru Andrei, că... spune-mi, de cât timp slujești? De 12 ani. Ai terminat teologia la București? Da. De ce ai ales calea? De ce ai ales calea asta a teologiei și a bisericii? E foarte complicat, să știți. Dacă vreți să fac o glumă, eu am fugit de matematică în clasa 8-a și m-am prins seminar. Și după ce aș făcut seminarul, am simțit eu de multe ori fac comparația asta. Am intrat într-o cameră să văd ce se întâmplă, a fost ceva interesant, curios, toți prietenii și neamurile mele au zis, bă, turma popă, nu poți să fii, bă, la cât de nebun ești. Că am fost, na, eram copil de ăsta, mai zbăpăiat. Am deschis ușa, am privit înăuntru, am văzut și am intrat să văd mai mult și s-a închis ușa în spatele meu și am simțit cum am fost prins de Dumnezeu și acum știți cum e, eu nu pot. De multe ori am fost tentat să plec din preoție. Dar nu poți să-ți dai demisia de la Dumnezeu. Aici e problema mea. Înțelegeți?
foarte am zis tare. Că oriunde m-aș duce și aș putea face bani mulți în alte chestii, nu o să fiu niciodată fericit, pentru că nu ai cum să renunți la Dumnezeu. Dacă depun o cerere, nu prea am semnătură pe ea, înțelegeți? Foarte eu tare. Rămân de ăsta făcut în alb. L-am făcut și sănătate, de acum mor ai făcut, preot. Ai făcut, ai făcut bani mulți ca preot? Ca preot, nu. Dar am lucrat agricultură, am făcut și eu ce am putut. Și am câștigat, mulțumesc Dumnezeu, că o să vă spun că am anumite chestii pe care le fac. V-am zis și agricultură și fonduri europene, am încercat mai multe chestii, dar eu sper că în curând să fac preoția așa cum mi-am visat-o eu, dând bani, nu luând bani. Cred eu că Dumnezeu mă va ajuta dacă eu voi avea capacitatea, câștigând bani din alte chestii, să pot să fac chestia. Mulțumesc foarte mult, Andrei. Rețineți cei de acasă. Ați avut privilegiu să auziți, fără niciun fel de cenzură, fără niciun fel de pregătire prealabilă, punctul de vedere aproape detaliat al unui preot din Galați. Mergem mai departe. Bună seara. Fac o paranteză. Nu vreau să comentez în niciun fel telefonul anterior. Aș avea cel puțin 6-7 comentarii de făcut la ce a spus preotul din Galați. Mă abțin tocmai pentru a nu influența pe nimeni care va intra în direct sau pe cei care urmăresc emisiunea. Pe mine m-a surprins în multe aspecte telefonul anterior. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Salut, salut Florine. Vreau să vă spun și eu câteva cuvinte. Te rog. Sunt prima dată când intru cu dumneavoastră în direct. Să știți că preotul care a vorbit mai devreme a mințit. Acum 2 săptămâni mi-a murit mama, domnul Barbu. Știți că mi-a luat preotul 2 milioane jumate. S-o îngroape pe mama, numai taxă, în afară ce am dat lui. Preotul meu, care, cum a spus noastră, e vlognicul meu. Ca să mă duc să-i fac acum o colivă lui mama, mi-a cerut 30 de lei femeia de la Lumânări. 30 de lei femeia de la Lumânări. N-am voie să vin cu Lumânări din afară. Deci bătaie de joc, domnul Barbu, cu preoții. Trebuie să facem ceva noi, oamenii ăștia care ne minte, vine cu tot felul de minuni și își bate joc de noi și ne ia banii. E păcat. Să facem ceva, să ieșim în stradă împotriva preoților, pentru că biserica își bate joc de oameni și manipulează cu tot felul de minciuni. Scuzați-mă că v-am spus treaba aceasta. Cu tot felul de minciuni ne ia banii. Și, de exemplu, când avem și noi nevoie de ei, pentru că preoții urmașii lui Dumnezeu pe pământul ăsta, ne jecmănește. Mie mi-a luat 30 de lei pentru o colivă. Dar dacă nu aveam, ce făceam cu mama? Nu mai făceam o colivă? E bătaie de joc. Și știți din ce cauză? Pentru că ei sunt manipulați. Când are nevoie de alegeri locale, primarul se duce la preot. Și dă niște bani și obține niște voturi. Aici trebuie să ne gândim. Foarte bine întrebare ce a spus dumneavoastră. Dar noi, oamenii ăștia din România, să ieșim împotriva preoților și împotriva preasfințitului. Pentru că știți ce mi-a spus mie preotul când i-a spus? A spus că îi obligă astea, ziceți, preasfințitul să facă treaba. Așa mi-a spus. Deci cum? Dacă e un om care vrea să facă o colivă lui mama lui și nu are decât 30 de ani să facă o colivă, chiar așa își bate joc de noi? Biserica, care biserica este mireasa lui Iisus Hristos, eu așa am citit. Wow. Și dumneavoastră sunt la fel de bine. Păcat. E păcat mare. Dumnezeu să o odihnească pe măicuța ta, ție să-ți dea Dumnezeu sănătate și putere. Nu am scos o vorbă pentru că nu aveam nicio virgulă de pus în ce spuneai tu. Spuneai perfect. Nicio virgulă nu puteam să pun. De-aia am tăcut. E păcat. Da. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Barbu. Să rămână Elena. Din județul Timiș vă sun, vă cunosc și personal, am avut ocazia asta. Mă bucur că ați revenit din nou în presă. Faceți emisiuni ca și înainte. Domnul Barbu, credința fiecăruia suntem noi, nu preotul. Preotul ne sfătuiește, preotul ne dă sfaturi, slujește. E o profesie. Dar omenia tuturor oamenilor nu ne dă și nu ne face nimeni, nici nu învățăm. Decât de la părinți. Este josnic în ce situație am ajuns. Este strigător la cer. Ce ar trebui sunt să facă oameni și oameni, printre noi civilii, printre preoți, prin toate instituțiile. Ce ar trebui să facă biserica ortodoxă, biserica strămoșească a neamului ăsta, pentru ca românii să nu se depărteze de ea, ci să vină către biserică? Să avem o credință mai curată, dar suntem fățarnici. Suntem fățarnici, ne facem că suntem credincioși, ne punem baticul pe cap și ne ducem la biserică. Suntem falși pe undeva. N-avem o credință curată, din suflet.
O credință nu o cumpărat niciunde, nici nu le dă nimeni. Adică tu, spui că nu doar preoții au vina lor că nu sunt aproape de enoriași, ci și enoriașii au vina lor prin prefăcătorie și lipsă de credință. Categoric, categoric. Foarte tare. Categoric. Despre Părintele Pomohaci, eu tot respectul pentru vocea în folclor, pentru slujbele pe care se ține, de partea privată, viața privată, nu ne putem lua. Fiecare om este pe cărarea lui, indiferent de stare, de situație, de postă, de orice. Oprește-te un pic. Oprește-te un pic pentru că trebuie să discutăm un minut aici. Da. Nu poți să spui... Părintele are o voce minunată, este un folclorist de mare ispravă, este o voce superbă a folclorului și muzicii populare, iar viața... Atenție! Nu poți să spui despre un preot că poate liniștit să negocieze o partidă de sex cu un bărbat, cu un copil, cu un tânăr și noi trebuie să ne uităm în altă parte pentru... Nu! Nu! N-am spus asta! Nu! El n-are ce căuta în altar! N-are ce căuta în biserică, n-are ce căuta în comunitatea religioasă. Poate să stea la el în sat, în comună, n-are nicio treabă. Face fiecare cu corpul lui, cu popoul lui, face ce vrea. Dar când te-ai dus, dacă ai pus sutana pe tine și te-ai dus la altar, nu mai faci ce vrei, după părerea mea. Cât slujește? Nu, 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 tot timpul. Dacă el vrea să fie, pretinde că e un intermediar între bunuțul și oameni, nu că tot timpul. Da, ești preot. Ești preot și acasă, ești preot și pe uliță, ești preot și în biserică, ești preot 24 din 24, 7 zile pe săptămână. Da, da. Nu ești preot doar în biserică și când ești afară ești pedofil. Nu, nu. Ești om. Până atunci îmi pare rău, avem păreri diferite. Domnul Barbu, o singură chestie. Te rog. Vă spun din pățania mea. Am întâlnit preot care m-a obligat să mă duc cu cârpă pe cap. Am întâlnit preot că dacă îs rujată, nu mă primește în biserică. Deci, situații și situații, sunt oameni și oameni. Părerea mea, din punctul meu de vedere, aveți perfectă dreptate. E preot și trebuie să dea un exemplu. Corect. Prin ceea ce face. Corect. Dar, din punctul meu de vedere, eu cred că este ceva care să-i facă mult rău. Da. Cât mai eu, din punctul meu de vedere, acum fiecare gândim la fel. Poate că am eu o stimă față de el. Dom'le, nu știu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, ești prima și mă bucur că ești la telefon. Ești primul și ultimul, că nu mai avem timp, care a intrat și îl apără pe Pomohaci. Adică tu vezi așa... Mă bucur că m-am putut prinde în ultimele minute. Spune-mi, tu vezi partea umană a lui, adică, domne, el e cu bărbații, face sex cu bărbații, om, poate fi și preot, nu așa? Nu! Da cum? Nu! Îl cataloghez ca și om! Păi el nu e doar om, ascultă-mă, el nu e doar om, e om și preot! Și preot, prin profesie! Am înțeles. Deci, hai să o iau pe scurtătură cu tine, că se apropie finalul emisiunii. Un homosexual poate fi și preot ortodox, da? Nu vă mai aud. Un homosexual poate fi și preot ortodox? Nu. Păi cum nu? Pomohaci asta e. Nu se știe deocamdată. Bine, dacă s-ar ști, ar putea fi preot? Nu. Mersi mult de tot. Categoric nu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Acesta a fost ultimul telefon al ediției de astăzi. Ne apropiem de final, mai avem câteva secunde. Eu sper că n-am deranjat pe nimeni. Și mă refer aici direct și nemijlocit la Sfântul Sinod, la Biserica Ortodoxă și la Preafericitul Părinte Patriarh, pentru că tema asta, dacă nu o discuți, e ca jegul, ca mizeria pe care o bași sub covor. Da? N-am luat telefoane nici de la biserică, am luat doar oameni enoriași necenzurați. Ne vedem mâine la ora 18, rămâneți cu Sabin Orcan, toate cele bune!